Ați luat așa ceva distanță, a apărut de ceva vreme Freak Show. Cum îl vedeți acum de departe? A fost un an extraordinar pentru noi. A fost foarte fain. Totul merge super. Da. Uite, am ajuns să cântăm la Maximum Rock a patra trupă într-o seară. E super. Știu că ați avut și Niscaiva ieșiri. Ce-mi povestiți de acolo? Despre ce? Ați avut și Niscaiva ieșiri. Ce-mi zici despre ele? Ieșiri? Ieșiri de prin țară. A, am fost, da, plecați. Da? Și cum a fost? A fost foarte bine. Foarte bine. 10 concerte, nu? 10 concerte în 12 zile. Noi între patru ochi am mai vorbit așa, dar am înțeles că pregătiți ceva nou? Încă e de vreme să spunem că pregătim, dar deja avem un concept, idei de piese, știm în ce direcție o să mergem, dar nu mai mult de atât. Avem idei de piese, dacă nu sunt registrate, machete sau lucrate. Încă nu spunem nimic. Încă nu spuneți nimic. Nu. Da, rezumăm, dar nu spunem. Da, da, o să fie o surpriză. Nu s-a mai făcut așa ceva. În lume sau în România? Sau în Maramureș? În SEIN, cu siguranță. Nu, 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 în lume, făcut. Clar nu s-a făcut. Au înțeles. Și pe când să ne așteptăm? Ok, nu-mi ziceți nimic, nu-mi ziceți niciodată, nu vreau. 2014 cel de vreme, 2015 cel mai probabil. Dacă mai facem turneul la anul, care e foarte posibil, abia din vară o să putem lucra pe materialul nou. Este nevoie de 6 luni, un an să-l punem la punct, registra, producție, tot. Deci durează asta. Ok, mersi. Show! Mulțumim mult!